Pe 10 și 11 februarie 2012, atleții clubului CSS Lapidești vor participa la zona centrală a concursului Grand Prix Junior 2 și Junior 3, care se desfășoară la București. Din partea clubului Dejan vor participa 10 atleți care au ca obiectiv calificarea la campionatele naționale. La acest concurs vor participa un număr total de 250 de asociații și cluburi sportive din țară și în jur de 800 de sportivi. Mai multe detalii aflăm de la profesorul Manuel Costin, antrenorul clubului CSS Lapidești. În data de 10 și 11 februarie la zona centrală, concursul numit Grand Prix Junior 2 și Junior 3, unde au ca obiectiv calificarea la campionatele naționale de Junior 2 și 3. Participăm cu număr de 10 sportivi. Apoi vor participa în jur de 250 de asociații și cluburi sportive, în jur de 800 de sportivi și cluburi din toată țara. Turneu semifinal, cum ar veni, în care sportivii trebuie să-și realizeze standardele de participare pentru campionatele naționale. Concursul se desfășoară în București, organizat de Federația Română de Atletism. Se desfășoară pe durata 2 zile. Noi mergem ca obiectiv clasarea cu număr de 6 sportivi în primele 3 locuri. Și în prezent cât sunt legitimați la clubul din Dej? Cât sportivi? Clubul sportiv din Dej, spre bucuria noastră, are cel mai mare număr de sportivi de legitimați de la înființarea lui, în jur de 33 de sportivi legitimați la ora actuală. Ținut în anul competițional 2010-2011, cea mai bună clasare în clasamentul cluburilor sportive școlare de la înființarea clubului din Dej. Și după acest concurs, ce urmează pentru clubul dumneavoastră? După acest concurs urmează calificările, tot așa un Grand Prix de copii, de o categorie inferioară, unde obiectivul este de asemenea calificarea la finală pe țară și 2 copii clasarea în primele 3 locuri. Avem o sportivă, Petreana Andreea, care în urma competițiilor desfășurate în vară, mai precis Ziua Mondială a Atletismului, datorită rezultatelor obținute, a primit un certificat de recunoaștere internațională.